Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă prezint azi cel mai eficient și rapid remediu pentru criza de fiere. Cele mai bune leacuri. Cel puțin 10% din populația globului suferă de litiază biliară. În termen popular, pietre la fiere. Și mai mare este procentajul persoanelor care au dischinezie biliară, adică o fiere leneșă. Iar o astfel de criză înseamnă de cele mai multe ori dureri insuportabile, provocate de cele mai multe ori de o alterare a mecanismului de eliminare a bilei. Crizele de fiere apar ca urmare a abuzului de alimente grase, mâncăruri condimentate, precum și al consumului de alcool în exces, oboseală și stres. Cum se manifestă crizele de fiere? Numite în termen medical și dischinezii biliare, crizele de fiere se manifestă prin dureri înțepătoare în partea dreaptă a abdomenului, exact sub coastă, simptomele neplăcute fiind deseori urmate de grețuri, dureri de cap și vărsături. Dacă nu știți că aveți pietre la fiere, ar trebui să faceți totuși un control. Majoritatea pacienților nu au simptome, iar în cele mai fericite dintre cazuri, pietrele sunt descoperite la o ecografie abdominală. Dacă nu, veți afla că le aveți în timpul unei crize, mai exact o durere puternică în partea dreaptă a abdomenului. Dr. Claudia Vasliu, medic specialist gastroenterolog. De regulă, ca durată nu depășește 15 minute. În cazul în care se instalează complicații, poate să dureze mai mult, se poate însoți de gust amar, de greață, de vărsături, de cefalee, de o serie de simptome din cadrul dispepsiei balonare. Dr. Anca Păunescu, medic specialist medicină generală. În general, durerile sunt declanșate de alimentele grase sau prăjite, care au multe grăsimi și care forțează un pic funcționarea vezicii biliare. Principalul vinovat al apariției pietrelor la fiere este colesterolul, iar femeile sunt de două ori mai predispuse decât bărbații să fie diagnosticate cu litiază biliară. Dr. Claudia Vasliu, medic specialist gastroenterolog. Pe de o parte, sexul feminin, care e factor favorizant în istoric familial, contribuie foarte mult. Cei care au rude de gradul 1 au un risc de 4-5 ori mai mare de a face litiază biliară. Alimentația bogată în grăsime animale, în dulciuri rafinate, lipsa de activitate fizică. Cei supraponderali sau obezi au un risc mai mare de litiază biliară și, din păcate, cum în România s-a modificat semnificativ procentul acestor pacienți, fiind astăzi pe locul 3 ca număr de supraponderali în Europa, iar 25% dintre români fiind obezi, o să ne confruntăm din ce în ce mai mult cu afecțiuni asociate obezități. De cele mai multe ori este indicată intervenția chirurgicală pentru ca pietrele să fie eliminate. Dr. Claudia Vasliu, medic specialist gastroenterolog. Există acum posibilitatea operației laparoscopice, care e mult mai puțin invazivă, mult mai puțin dureroasă, pacientul se externează mult mai rapid. Dacă, în schimb, calculii biliari nu dau simptome, nu este obligatoriu să fie operați. Pot fi tratați medicamentos sau puteți opta pentru produsele naturiste. Ce este fierea? Bila sau fierea este un lichid de culoare galben-verzuie cu gust amar și caracter alcalin, secretat eficat și depozitat în vezica biliară. Acesta este evacuat în duoden în timpul digestiei, ajutând la digerarea lipidelor. Fierea se găsește în partea dreaptă a abdomenului sub ficat și are forma unui săculeț în formă de pară. Funcția primară a organului este aceea de a colecta și concentra bila pe care organismul o folosește pentru a digera grăsimile. Bila ajută la emulsionarea grăsimilor. Anionii sării biliare sunt hidrofili pe o parte și hidrofobi pe cealaltă. Astfel, ea are tendința să se alăture grăsimilor și să formeze micele cu partea hidrofobică înspre grăsim și cu cea hidrofilică în cealaltă parte. Părțile hidrofilice sunt încărcate negativ, asta nepermițând grăsimii să se cupleze, creând particule de grăsime mai mari. Normal, micelele formate în duoden au o dimensiune de 14 până la 33 de microni. Precum bila mărește absorpția lipidelor, ea ajută și la extragerea substanțelor solubile în grăsime, ca vitaminele D, E, K și A. În afară de funcția sa în digestie, bila reprezintă modul de excreție a bilirubinei, produsă de celulele roșii, reciclate de ficat.
Bila este alcalină, având și funcția de a neutraliza acidul în plus al stomacului înainte de a trece în duoden, prima parte a intestinului subțire. Sărurile biliare sunt bactericide, eliminând potențialii microbi din mâncare. Combate crizele de bilă cu preparate naturiste. Simptomele neplăcute ale crizelor de fiere pot fi combătute cu ajutorul plantelor. Iată câteva preparate naturiste la care puteți apela, aflate la îndemâna fiecăruia. Infuzie de anghinare. Preparați o infuzie dintr-o lingură de plantă la 500 de ml de apă clocotită. Dimineața beți o cană pe stomacul gol, urmând ca după consumul acesteia să stați relaxați o jumătate de oră. Consumul celei de-a doua cană se face în două reprize, jumătate din ea luându-se cu 30 de minute înainte de mesele principale, în timp ce cealaltă jumătate se consumă în trei părți, la un sfert de oră după masă. Tratamentul se urmează 20 de zile, continuând să bezi timp de 10 zile o infuzie mai concentrată, mărind treptat doza de plantă la 2 linguri la 500 de ml de apă. Se face o pauză de o lună, reluând tratamentul la nevoie. Ulei de sunătoare. Folosiți o infuzie de 1-2 lingurițe de sunătoare la o cană cu apă clocotită. Consumați 3 căni zilnic. Pentru combaterea disconfortului cauzat de crizele de fiere, se poate urma tratamentul cu ulei de sunătoare, care se obține astfel într-un recipient din sticlă închis hermetic. Amestecați 20 de grame de plantă cu 20 de ml de alcool alimentar dublu rafinat. După ce ați lăsat-o la macerat, preț de câteva ore, adăugați 200 de ml de ulei de floarea soarelui. Se fierbe pe bain-marie, la foc mic, timp de 3 ore, amestecând din când în când. Înainte de a-l consuma, lăsați lichidul obținut la temperatura camerei câteva zile, servind apoi câte o linguriță după mesele principale. Ceai de măceșe. Se face o infuzie din pulpa măceșelor, fără semințe, respectiv 2 lingurițe la o cană cu apă clocotită. Pentru atenuarea simptomelor neplăcute, serviți 2 căni pe zi. Infuzie de mătase de porumb. Preparați o infuzie din 2 lingurițe de mătase de porumb la o cană cu apă fierbinte și luați câte o linguriță la 2 ore. Pulbere de crușin. Pe lângă stimularea producției de bilă și favorizarea eliminării acesteia, coaja de crușin reprezintă un excelent remediu și pentru constipație. Coaja de crușin o puteți consuma sub formă de pulbere, servind câte un vârf de cuțit de 3-4 ori pe zi după mesele principale. Important de menționat este faptul că un astfel de preparat naturist nu poate fi urmat mai mult de o săptămână. Cum poți scăpa de o criză de fiere în 15 minute? Știai că există o cale naturală, ușoară și eficientă, prin care poți scăpa de o criză de fiere în doar 15 minute? Un astfel de episod este unul dintre cele mai rele lucruri pe care le poți trăi în această viață. De obicei, criza începe după câteva ore de când ai consumat o masă bogată în grăsimi, cu o durere în partea dreaptă a abdomenului, aproape de cutia toracică. Alteori, durerea poate radia și în partea superioară a spatelui. Primele crize de fiere te pot speria atât de tare încât te vei duce la spital de urgență. Doctorul nu poate decât să te opereze în acest caz și să înlăture fierea. Mersul la spital e însă necesar doar atunci când durerea este insuportabilă, însoțită de febră și frisoane. Totuși, înainte de a apela la ajutorul medicilor, poți încerca un remediu cu ingrediente care se găsesc în orice casă și care te poate scăpa de durere în doar 15 minute. Cauzele crizelor de bilă. Înainte de a afla cum poți scăpa de durerea cauzată de crizele de bilă, trebuie să înțelegi de ce apare această durere. Fierea, după cum vă spuneam, este un sărculeț localizat sub ficat. Acesta stochează bila produsă de ficat pentru a ajuta la digerarea grăsimilor. Bila este eliberată din intestinul subțire prin tuburi numite ducte biliare. Componentele bilei se pot cristaliza în timp și se pot întări în interiorul fierii, ducând mai departe la apariția pietrelor. Conform publicației Harvard Health, 80% dintre pietrele la fiere sunt compuse din colesterol, iar 20% din sărul de calciu și bilirubină. Pietrele la fiere nu cauzează durerea. Crizele apar de obicei atunci când pietrele blochează eliminarea bilei din fiere. Milioane de oameni au pietre la fiere fără a experimenta dureri și disconfort.
Mai mult, aproximativ 3% dintre persoanele care au simptome dureroase dezvoltă inflamații. Durerea produsă de fier este bruscă, rapidă și se intensifică în partea superioară a abdomenului, în dreapta. Alteori mai poate radia și în zona umărului drept sau omoplaților. Trebuie să ceri ajutor de urgență în cazul în care apar următoarele semne ce indică o posibilă complicație. Durere abdominală care te împiedică să stai jos, îngălbenirea pielii și a zonei albe a ochilor, febră și frisoane. În cazul în care nu ai simptomele de mai sus, poți încerca următorul remediu care reduce dramatic sau elimină în totalitate durerea provocată de crizele de fiere. Sute de persoane au încercat următorul remediu care te scapă de durere în 2 minute. Totuși, la majoritatea oamenilor, durerea a trecut în medie peste 15 minute. Ai nevoie doar de 2 ingrediente. 8 linguri de oțet de mere, de preferat organic, 240 de ml de cidru de mere sau suc de mere natural. Amestecă cele 2 ingrediente bine și bea rezultatul treptat în 10-15 minute. Oțetul este destul de greu de consumat și din acest motiv este indicat să fie băut treptat. După fiecare înghițitură poți consuma puțină zeamă de lămâie. Iată ce trebuie să faci pentru ca acest amestec să devină mai puternic. Întinde-te pe pat pe partea dreaptă și acoperă-te cu o pătură pentru a înlesni eliminarea bilei. De asemenea, mai poți să bei și ceai de rădăcină de păpădie după ce consumi amestecul de mai sus. După aceste 2 remedii, durerea ar trebui să dispară în 15 minute. În cazul în care durerea nu dispare, nici în acest caz, mergeți de urgență la spital. Alte remedii pentru problemele cu fierea. Dr. Ruxandra Constantina, apifitoterapeut. Aici vorbim de alimentație care cuprinde 5 mese pe zi reduse cantitativ și caloric, sau este vorba de o modalitate de a mânca? Trebuie să mâncăm în liniște, să mestecăm bine alimentele, să evităm tot ce înseamnă tocătură, prăjeli, rântași, maioneze, mezeluri, alimente afumate din comerț, excesul de alcool și de tutun. E bine să utilizăm și alte plante de tip rostopască, care are efect antispastic, antialgic, tip morfină și sedează foarte bine. Sunătoarea, care știm că are o acțiune de relaxare, de calmare, antidepresivă, la fel lavanda este o plantă antistres excelentă, stimulând secreția și excreția de bilă. Recomandat este și sucul de coacăze roșii, dar și extractul de rozmarin. Nu uitați că pe lângă tratamentele urmate, cel mai important este să vă schimbați stilul de viață. Indiferent dacă suferiți de litiază, de dischinezie biliară sau chiar și dacă nu aveți probleme cu fierea. Numai așa puteți preveni aceste afecțiuni. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă doresc multă sănătate. Pe curând!